mulți ani într-o stare de rătăcire într-o biserică sau mai multe biserici neoprotestante și în urmă cu 4 ani, într-adevăr, m-am întors unde trebuie. Se aude bine? Și studiile sunt făcute la Wales, nu la Oxford. University of Wales, Universitatea Țării Galilor. Da. Deci în seara asta vrem să discutăm despre vasta lumea filozofiilor și religiilor orientale. Vă dați seama că este un subiect enorm, timpul este puțin și așa că voi intra doar, voi puncta doar câteva doctrine fundamentale care sunt atât de atrăgătoare pentru publicul inclusiv român de astăzi. Deci avem două întâlniri, una astăzi, una luna viitoare. Astăzi voi încerca să intru în lumea filozofiei panteiste, cea care stă la baza tuturor mișcărilor orientale, și poate atingem și subiectul reîncarnării, sau în funcție de interesul dumneavoastră. Și aș vrea în seara aceasta să mă refer numai la hinduism, câteva din multiplele sale forme. Hinduismul este o pădure de religii, fiecare cu ramuri și subramuri, așa că probabil că mă veți acuza că n-am atins cu tare și cu tare sub punct și sub specie a hinduismului, dar vă stau la dispoziție pentru întrebări și discuții ulterioare. Găsiți și pe internet mai multe materiale publicate. Deci vă ofer doar o introducere foarte sumară și așa, de bază, pentru a înțelege fenomenul religios oriental. Deci, intru direct în ceea ce consideră filozofia panteistă a Indiei a fi realitatea ultimă a lumii, sau ceea ce numim noi Dumnezeu. Deci, ceea ce noi numim Dumnezeul Sfintei Treimi ca realitate ultimă, ca Dumnezeu Creator, nu există în hinduism. Există câteva ramuri teiste, dar ele se luptă din răsputeri să împace ideea unui Dumnezeu creator cu karma, o idee la care mă voi referi imediat și nu prea reușesc. De ce? Pentru că în momentul în care se stipulează că realitatea ultimă a lumii, din care toate lucrurile, toate ființele, tot zeii și tot ce există și are originea, este de natură impersonală, atunci noțiunea de Dumnezeu atotputernic peste creația sa nu-și mai are rostul. Deci sar direct în undeva în secolul 8 înainte de Hristos, când în lumea Indiei se naște ideea acestei realități ultime impersonale numite Brahman. Deci, hinduismul nu a fost dintotdeauna o religie panteistă. Panteism înseamnă toate sunt în Dumnezeu, inclusiv lumea fizică, ființele, zei, toate aparțin unei entități ultime de natură impersonală, un fel de matrice energetică, un unu impersonal, un fel de mare care le cuprinde pe toate și care nu are o natură personală. Ei, hinduismul nu a fost întotdeauna asta. Vedele nu vorbesc nimic despre noțiunea aceasta decât lacunar, promenesc ideea de unu care le întrece pe toate. Dar în instanță, și îl puteți citi pe Iliad în acest sens, hinduismul a fost o religie politeistă. Și chiar și acolo există câteva, nici Iliad a reușit să discearnă câteva etape ale evoluției politeismului hindus și afirmă că se pleacă de la un Dumnezeu suveran, personal și creator, numit Varuna. Nu intru în detalii, dar asta este important să știți că hinduismul n-a fost întotdeauna panteist. Și acolo s-a plecat de la ideea de Dumnezeu personal. Și în decursul vremurilor, deci în secolul 8, apar o serie de scrieri numite Upanishade, unde se speculează această idee că dincolo de toate cele văzute, cunoscute, imaginabile și existente, se află acel unul impersonal în care toate și-au originea. O ilustrație bună pentru a înțelege ideea este ideea Big Bang-ului din astronomie, din astronomia atee, care spune că a existat în urmă cu 10 miliarde de ani un punct de densitate infinită care a explodat pur și simplu și a dat naștere tuturor astrelor și galaxiilor pe care le știm și le vedem pe cer. E o idee similară este în hinduismul panteist, în Upanishade, care spun că din manifestarea acelei matrice impersonale a apărut lumea întreagă. Zeii, oamenii, plantele, animalele, în multiple lumi, deci nu numai între a noastră. Iar omul este undeva la mijlocul ierarhiei acestei manifestări. Da? Sunt zei,
veche ai scrierilor vedice, în o treaptă inferioară manifestării este lumea animală, apoi lumea vegetală și cea minerală nesimțitoare. Ei, fiind o manifestare a acestei entități impersonale primordiale, omul este menit să se întoarcă în sursa manifestării sale. Și interesant este faptul că în noi înșine rezidă o entitate spirituală de aceeași natură cu divinitatea. Observați cât de mult ne depărtăm de sistemul nostru de credință creștin. Deci o fărâmă din acea matice impersonală locuiește în fiecare dintre noi. Așa numitul suflet divin sau atman. Suntem departe de lumea revelației creștine în care se spune că sufletul omenesc este creat de Dumnezeu și că Dumnezeu la rândul nu este manifestarea niciunei manifestări impersonale. Nu este, își are singur în sine însuși originea. Dumnezeu este veșnic, necreat și dar creator. Ei, în hinduismul panteist, zeii sunt manifestări acelei realități impersonale, ca și noi oameni. Iar problema omului nu este păcatul sau o barieră de natură morală în fața creatorului său, cum este în religia creștină, ci este necunoașterea propriei sale naturi. Omul nu știe că în esența sa rezidă divinitatea, cea impersonală, și că acea fărâmă de divinitate este menită să se întoarcă în oceanul primordial al nemanifestării. Și din această cauză ia naștere în lumea noastră o lege spirituală numită karma, care se datorează faptului că în starea în care suntem, există o expresie celebră, ni s-a tras peste ochi voalul iluziei. Deci noi nu vedem lumea așa cum este, din cauza iluziei, numită Maya, și de aceasta suferim din cauza ignoranței. Noi nu ne cunoaștem originea, nu cunoaștem mersul lumii acestuia, iar ignoranța ne face să fim răpuși de această lege a cauzei și a efectului numită karma, și care spune că tot ceea ce facem în ignoranță, adică necunoașterea identității noastre proprii, ne forțează într-un lanț nesfârșit de reîncarnări. Deci entitatea aceea din noi înșine, necunoscându-și identitatea, își ia măsura, își ia răsplata pentru faptele pe care le face în ignoranță. Și atât faptele bune, cât și cele rele vor fi răsplătite în vieți viitoare, care vieți viitoare sunt nesfârșite, până când ne vom trezi în iluzia acestei lumi și vom cunoaște adevărata noastră natură. Deci, faptele toate formează motorul acestei legi numită karma. Faptele bune ne duc într-o lume celestă, ne fac zei. Zeii sunt manifestări ale oamenilor care au făcut fapte bune și își culeg rodul faptelor lor bune. Și de aceea se bucură în lumea lor celestă de ele. Dar efectul faptelor bune pe care le-au făcut se termină și atunci zeii urmează să recadă în lumea pământească și să aibă o nouă șansă de a se trezi, pentru că numai din starea de om se poate atinge trezirea sau eliberarea. Faptele rele ne forțează în manifestări inferioare, în lumea animală și chiar vegetală, sau într-o altă viață de om în care culegem răutățile faptelor noastre. Și vom vorbi separat, presupun, despre reîncarnare, în care vom examina și dovezile care se aduc, na, între altele, probabil că ați auzit cu toții că de ce sunt unii născuți orbi și șchiopi și săraci și prăpădiți. Răspunsul din punctul de vedere al filozofiei orientale e foarte simplu. Pentru că într-o viață anterioară ai făcut tot felul de prostii. Da? Ești orb pentru că ai orbit un copil, te neci pentru că ai înăcat pe altul într-o viață anterioară și așa mai departe. Legea aceasta karma este inexorabilă. Nu iartă nimic, răspătește oricui, orice faptă făcută, bună sau rea. Iar eliberarea sau ieșirea din karma nu este pe calea faptelor bune, faptele bune nu mai ne aruncă dintr-o viață în alta, ci este cunoașterea. Cunoașterea, vidya, ieșirea din ignoranță. Și cum se ajunge la asta? Fiecare om la un moment dat are un moment de criză când începe să-și pună întrebări. Unii își pun aceste întrebări și ajung acolo unde trebuie, în
în biserică, alții ajung în lumea aceasta filozofiei orientale, care li se pare o variantă mai ușoară și pentru faptul că nu se vorbește nimic despre păcat. În filozofia orientală nu există noțiunea de păcat, pentru că nu există un Dumnezeu suprem față de care poți păcătui și cui poți să-i ceri iertare, cu care este în pace, cu care să-ți petreci o veșnicie. Nu? Pentru că acea esență ultimă este natură impersonală și acolo își are omul menirea. Iar calea liberării sau a mântuirii, am putea spune, folosind un termen creștin, dar care nu și are locul în religia orientală, este yoga. Ați auzit cu toții de yoga, da? În multiple forme. Cum yoga a fost fundamentată încă din vremea Upanishadelor, în secolele 5-4 înainte de Hristos, numai de vreme, deci asta o spun specialiștii în domeniu și nu oarece guru care spun că yoga are vechime imemorială, pentru că vedele cele mai vechi scrieri hinduse nu vorbesc nimic despre yoga, vorbesc numai despre devoțiuni, despre rituale, jertfe aduse zeilor și răsplata pe care o primesc oamenii pentru aceste jertfe. Deci în Upanishadele târzii se spune că eliberarea lui Atman, deci a sinelui, a sufletului, se face pe calea cunoașterii naturii sale și în special lucrul fundamental care trebuie făcut este oprirea minții. Pentru că mintea noastră, prin fluctuațiile ei, mintea este asemănată cu o maimuță care sare de pe o creangă pe alta, mereu în căutarea unei plăceri, a unui alt obiectiv care să o țină ocupată. Și într-un fel există un gram de adevăr, vedem și noi asta. Atenția noastră sare de colo-colo în permanență, nu se poate focaliza pe nimic. Ei, dar în sistemul de credință oriental, mintea trebuie oprită. Ea nu trebuie centrată asupra creatorului ei în devoțiune, meditație și ceea ce facem noi în biserică. Mintea trebuie oprită și stinsă. Pentru că eliberarea la care se tinde și care este așa de mult râvnită, este o stingere a personalității noastre și nu o împlinire a ei într-o relație personală cu Dumnezeu. Și imaginea cea mai bună care o putem folosi este aceea picăturii de apă, care semnifică sinele acela spiritual, care cade în ocean, adică în marele Brahman, acea entitate primordială, devine una cu el și se stinge, își pierde individualitatea. Aceea este finalitatea practicii yoga. Și dacă îi auziți pe prieteni sau cunoscuți care spun că prin yoga eu devin mai deștept, mă controlez mai bine și sunt mai mobil, devin mai sănătos, am rezultate mai bune la școală și la muncă, să știți că acele sunt obiective minimale, sunt doar niște începuturi care încearcă să atragă practicanții pe această cale. Finalitatea întotdeauna este una impersonală, este o stingere a vieții personale, a oricărei comuniuni. Și în câteva cuvinte despre yoga, într-una din formele ei, sau măcar la două, ca aș putea să mă refer, practica yoga este definită clar în Yoga Sutra lui Patanjali, undeva în secolul 2 înainte Hristos, 1 după Hristos. În lumea indiană e foarte greu să datezi scrierile foarte exact, pentru că nu există o cultură a istoriei, nu există un interes pentru prezervarea orânduirii a dezvoltării istorice a ideilor. Deci acolo ni se spune că există 8 etape pe care trebuie să le parcurgă practicantul spre a atinge liberarea. Primele două sunt de natură morală, Yama și Niyama, și ele seamănă într-o câtva cu cele 10 porunci ale decalogului. Să nu minți, să nu furi, să nu fii lacom, să nu înșeli, să nu întreții relații sexuale de niciun fel, nici în familie, nici în afara ei. Studiezi scripturile, să ai oarecare devoțiune față de o formă a divinității numită Ishta Devata, adică Dumnezeul care ți-l alegi în funcție de plăcerea ta sau care ți se potrivește ție mai bine, dar este folosit acel Dumnezeu, probabil că știți că în fiecare casă indiană există câte un idol și căruia familia îi se închină. Acestea sunt cerințele morale.
Apoi urmează binecunoscutele asane sau posturile corporale. Cu astea, siguranța, ați auzit de ele, le-ați văzut prin reviste, poate prin anumite programe de televiziune. De, acolo, în ciuda faptului că se spune că aceste posturi aduc o mai bună mobilitate trupului, aduc coordonare și concentrare, ele nu sunt menite să, nu sunt exerciții fizice, nu sunt o formă de gimnastică, ci sunt moduri de a imobiliza trupul, de a duce total sub control, de a duce la tăcere. Pentru că tăcerea este obiectivul fiecărei etape a practicii hinduse. Dar o tăcere care merge spre stingere și nu spre întâlnirea cu divinitatea. Următoarea etapă, pranayama sau controlul respirației, la fel, nu urmărește o mai bună oxigenare a corpului. Sau eu mai știu ce basme veți auzi despre practica respirației controlate, pranayama. Se spune că orice formă a mișcării noastre este alimentată de o energie cosmică numită prana, care permează trupul nostru și vine pe mai multe căi, în preponderență pe cale respiratorie, deci prin aer, iar controlul respirației înseamnă controlul al fluxului de prana pe care îl primim. Și cum mintea este alimentată de această energie, influxul acesta de energie trebuie redus la un minim. Și de aceea respirația, ciclul respirator crește până atinge câteva minute. Deci respirație, inspirație, reținerea respirației, expirație trebuie să ajungă cel puțin la 3 minute, 4 minute, un ciclu. Dacă avem între noi studenți la medicină sau cadre medicale, vă dați seama ce înseamnă asta la nivelul oxigenării creierului. Da? Apare fenomenul numit hipoxie, adică apar tot felul de iluzii, chiar celui care face aceste exerciții fără ghidaj din partea unui guru sau sunt mulți care le fac pur și simplu ca să studieze efectele hipoxiei asupra creierului. Ei, și aceștia, și cei care, și aici fac o paranteză, există în lume mai multe feluri de a ajunge la acele mari cuceriri ale spiritului pe care le găsim în yoga. Și se vorbește acolo despre levitație, călătorie astrale în alte lumi, cunoaștere gândurilor altor persoane, clarauz și așa mai departe, întâlniri de spirit în alte lumi. Ei, toate aceste performanțe se întâlnesc și pe alte căi, adică pe calea folosirii drogurilor și chiar există un verset în Yoga Sutra în care se spune că aceleași performanțe din yoga se obțin și pe calea folosirii drogurilor, pentru că și atunci se foloseau droguri, erau ciuperci și acelea halucinogene, soma, și pe calea invocării zeilor, divinităților. Și în zilele noastre, utilizatorii de LSD și alte droguri foarte puternice ajung la aceste performanțe fără să se chinuie prin yoga și prin zeci de ani de asceză severă. Și astfel se spune că se ajunge la controlul respirației sau la controlul influxului de prană, de energie cosmică. Ea trebuie stopată. De ce? Pentru ca să se ajungă la controlul total al minții. Da? Atunci când energia nu mai parvine pe cale respiratorie, mintea are mai puțin energie și nu mai are putere să sară de la un obiect al atenției la celălalt. Și aici urmează ultimele trei etape ale practicii yoga, concentrarea, în care practicantul, scuzați-mă, urmează o altă etapă numită retragerea simțurilor, când practicantul este rupt de lumea în care trăiește, poți să-l înțepi, poți să-l arzi, nu mai simte nimic, și atunci începe momentul de luptă, de control total asupra minții, ultimele trei etape, concentrare, se alege un obiect al concentrării, de exemplu, flacăra unei luminări, imaginea unui zeu, în care singurul obiect al atenției rămâne acel obiect, apoi meditația în care obiectul acela și practicantul devin una, da? Și eliberarea, când brusc se vede, se percepe, se dobândește senzația eliberării sinelui acelui așa, deci este numit, etapa numită samadhi, eliberarea. Iar cel ce a atins această etapă poate alege să moară, deci să se ducă de tot,
sau să rămână sub formă de eliberată în viață spre a ajuta pe ceilalți. Idee care va fi mult valorificată în budism, despre care vorbim data viitoare. Asta ar fi metoda yoga lui Patanjali, adică prima din care s-au dezvoltat toate celelalte. La noi este folosită o variantă apropiată, probabil că ați auzit de mișcarea lui Nivolaru, Misa, da? Mișcarea pentru integrare spirituală în absolut, în care se merge pe varianta Hatha Yoga, sau cea care accentuează mai mult posturile corporale. Etapele sunt cam aceleași. Filozofia mișcării e puțin diferită, în sensul că se spune mai clar acolo că sinele acela spiritual se află undeva pe un canal spiritual pe care imaginați-vă că este aranjat ca și coloana vertebrală, iar la baza coloanei vertebrale, acolo există acea energie numită Kundalini. Ați auzit de Kundalini? Sau șarpele încolăcit, care așteaptă să fie trezit. Și el se trezește prin practica yoga, Hatha Yoga aceasta, aparent nevinovată, sau prin harul oferit de un guru. Și practicanții de la Misa, care nu reușesc mari performanțe, primesc binecuvântarea gurului pe frunte, și asta nu e numai în mișcarea lui Vivolaru, e numai în toate, iar în momentul când primesc acea binecuvântare, numită Shakti Pat sau atingerea maestrului sau a divinității, energia se trezește, Kundalini, șarpe adormit, se trezește, iese din acea primă chakră și străbate canalul spiritual care corespunde coloanei vertebrale și străbate 7 puncte importante numite chakre, fiecare corespunzând unui element fundamental din filosofia hindusă, unui grup de organe din corpul nostru și pe rând ele, probabil că ați văzut diagrame cu chakrele. Hey, ultima este în creștetul capului și atunci când Kundalini atinge chakra ultima, se atinge iarăși eliberarea. Și pe această idee funcționează și tantrismul, o altă filosofie hindusă în care nu se recurge numai la practici fizice, ci și unele de ordin sexual. Există și mișcări devoționale, yoga numită. Una este Sahaja Yoga, pare că vă amintiți de doamna aceea cu o bulină în frunte, am fost și eu la niște manifestări. Era numit o yoga pentru cei proști, adică pentru cei care nu reușesc să meargă la sală, să-și facă exercițiile, să se concentreze, să respire. Era suficientă invocarea pozei acestei maestre, adresarea câtorva rugăciuni pozei respective și la în orice sală, chiar la Casa Tineretului am fost eu, unii deja percepeau după câteva invocații, deja o briză răcoroasă deasupra capului și ziceau, uai, am atins eliberarea. De aceea o metodă luată în râs de către ceilalți practicanți. Și există multe alte ramuri. În România a mai fost și maestre Sri Chinmoy, acel mare promotor al sportului, inclusiv la ONU, dar sub a cărei fațadă se desfășurau mișcările acestea spirituale. Exista yoga lui Sai Baba, cel care se pretindea că e deasupra lui Hristos și așa mai departe. Toate au în comun, mai mult sau mai puțin, asceza fizică, dar toate se bazează pe ideea că sinele nostru de natură divină trebuie cunoscut, trebuie eliberat și adus în armonie cu divinul. Asta este filozofia practicii yoga și a practicilor orientale în ansamblul lor. De ce atrag atât de mult aceste practici? Pentru că dau iluzia puterii. Da? Omul care începe practica și are deja niște revelații supranaturale, se simte Dumnezeu pe pământ. Simte că el nu are nevoie de niciun ajutor. Și aici este foarte important de remarcat că are nevoie la început de ajutorul gurului, profesorului, așa zisului profesor de la sală, dar mai apoi, când începe evoluția adevărată, el intră în legătură cu niște guru de natură spirituală. Niște guru pe care îi întâlnește în meditație și care ei îl duc mai departe pe calea practicii. Și acum puteți să vă imaginați cine ar fi cu adevărat acei guru. Și nu se jenează când spun că unii sunt foarte urâți, sunt ca în filmele de groază,
Dar practicantul trebuie să aibă toată încrederea în ei, să-i urmeze, pentru că ei știu calea, pentru că ei vin din alte lumi și ne pot ghida foarte bine și frumos. Da, dacă nu s-a priceput. Da. Și slujitorii săi. Da. Care pot fi și mai frumoși și mai urâți, dar care toți trag în aceeași direcție. Da. Odată ce s-a ieșit din, de sub protecția bisericii și se... Omul se leapădă de Hristos prin aceste practici, pentru că este o efectivă lepădare de Hristos, atunci lumea aceasta ia control asupra persoanei în cauză și duce acolo unde vor ei. Despre hinduism ar fi mai fi de adăugat o mișcare teistă pe care o întâlnim și în Timișoara, poate ați auzit de Hare Krishna. Ei au mai slăbit în intensitate, dar au fost în anii 90, erau în mare vogă. Poate vă amintiți, stăteau în fața operei și cântau, erau rași, aveau doar un firicel de păr în spate și cântau imne zeului Krishna. Acum, da, puteau tobe. E, asta este o dezvoltare târzie în hinduism, în hinduismul teist. Este o reîntoarcere la zeii vedici, la anumiți zei vedici, în special trei, Brahma, Vishnu și Shiva, în această mișcare fiind venerat zeul Vishnu într-una din avatarele sau formele în care s-a prezentat oamenilor în îndepărtatea Indie, adică zeul Krishna. Și acolo se spune că nu este nevoie de îndelungata practică a yoga pentru a ajunge la eliberare, ci una din căi este invocarea Harului, așa între ghilimele, acestui zeu Krishna. Și cum se invocă Harul? Prin acele rituale devoționale, cântând mantra aceea, căreia nu vreau să o rostesc aici, de 108 ori, sau nu, de mai multe ori, de cam 2 ore pe zi trebuie cântată mantra aceea, și în acest fel se dobândește conștiința Krishna, de a fi una cu zeul adorat. Și sunt și alte rituale. Aici pe Porumbescu au un mic templu în care adoră statuia lui Krishna, oferă tot felul de preparate, prăjiturele, vizitatorilor care, aveți grijă, sunt dedicate zeului, sunt ca și în Vechiul Testament jertfe aduse idolilor. Și pentru tinerii care au nevoie de o comunitate care să-i primească cu brațele deschise, era... în ultimul timp mai puțin, era o opțiune drăguță, interesantă. Și asta era mișcarea Hare Krishna. Bazată pe una din marile lucrări ale hinduismului teist, Bhagavad Gita, poate ați auzit de scrierea asta, în care se face filozofia unor alte forme de yoga. Una este numită Karma Yoga, adică yoga faptei, spunându-se acolo că poți ajunge la eliberare urmându-ți datoria socială, deci dacă ești, și asta este ideea în poemul Bhagavad Gita, dacă ești soldat, rol principal de acolo era un soldat și era teamă să se ducă să înfrunte oștirea vrăjmașă pentru că acolo erau vedeșorii săi, și zeul îi spune, dacă ești soldat, datoria ta este să ucizi, fără să te gândești la absolut nimic, nu contează cine ai în fața ta, trebuie să ucizi. Și oricare ți este meseria, trebuie să o faci fără să te gândești la roadele faptelor tale. Ceea ce mi se pare un pic cam greu, nu? Pentru că toți urmărim roadele fructelor noastre. Mai ales că între aceste roade poate fi și mântuirea, nu? Și pentru ei, rodul mult râvnit este eliberarea. Ei, dar se promovează în acest fel un mod de viață total detașat, total rupt de realitate, urmând doar indicațiile prețioase ale maestrului, pentru că și acolo trebuie să fie întotdeauna un maestru. Și mergând orbește pe calea cerințelor formulate de acesta, se ajunge la eliberare. Tot acolo se formează o altă variantă de yoga, numită Bhakti Yoga sau yoga devoțională, aceea adorării zeului, da? Și aducerii ofrande lui, toate faptele care le facem îi sunt aduse ofrande lui. Și asta, pe aceeași idee, există în India multe mișcări devoționale, cât zei, atâtea culte și atâtea temple, probabil că le-ați văzut. În hinduism, acum nu știu cum stăm cu timpul, 8:15, de obicei cât stați?
Okay. Aș vrea să mă opresc puțin, poate sunt aspecte pe care ați vrea să le dezbatem mai îndeaproape, poate că sunt întrebări. Despre Zen vom vorbi data viitoare și despre budism, pentru că budismul la ora actuală este mult mai interesant în Occident decât hinduismul. Da? Exact ceea ce spuneați dumneavoastră, cum ne mai închinăm la zeii ăștia din vechi. Dar în Occident, budismul este mult mai tare în vogă, dar ca să înțelegem budismul, adică data viitoare, trebuie să înțelegem câteva idei fundamentale ale hinduismului. Ca și cum, ca să înțelegem mesajul creștin, trebuie să cunoaștem baza Vechiului Testament sau cam ce s-a întâmplat pe acolo, ca să știm pe ce se bazează mesajul lui Iisus. Pericolul pentru creștin, în primul rând, creștinul sau creștinul nepracticant, pentru că un creștin practicant nu prea are ce să găsească în aceste practici, nu are ce să lipsească ca să recurgă la așa ceva, dar creștinii, sau așa zis și creștini nepracticanți, sunt atrași de aceste mișcări prin performanțele extraordinare pe care le aud că le au alții. Și aud despre tot felul de capacități de concentrare, de clar auz, clar viziune, adică capacități paranormale care pot fi cultivate și despre care se spune că aparțin naturii noastre, numai că sunt nedescoperite și trebuie numai activate printr-o practică care lipsește religiei creștine catolice. Și atunci hai să vedem ce putem învăța de la aceste școli de gândire și să devenim mai desăvârșiți, dacă se poate. Ceea ce văd eu este o abandonarea credinței, pentru că, în primul rând, nu mai există formare a tinerilor generații pe calea credinței. Deci avem așa de mare nevoie de formare, de a ne cunoaște credința, a cunoaște catehismul, scriptura, pentru că, fiind odată informați, măcar teoretic, avem o bază pe care să construim credința, dar dacă nici măcar nu avem la ce merge, și asta am văzut la multă lume, în păcate, și în lumea catolică, necunoașterea aduce ignoranță și posibilitatea deraierii pe alte căi spirituale. De obicei sunt, în aceste mișcări găsim oameni care nu și-au practicat niciodată credința sau au fost, la un moment dat, foarte dezamăgiți într-un anumit episod al vieții lor, de ce li s-a întâmplat. Am avut un exemplu catastrofal, un preot care a făcut cine știe ce grozăvii și a spus că aici nu poate fi adevărul, trebuie să caută în lumea Orientului. Sau au fost aduși de către prieteni, nu? Dacă toți colegii mei merg la yoga, la sală, hai să merg și eu, că e fain acolo. Ne simțim bine și la Ivolaru există și niște plăceri mult mai carnale care sunt interzise creștinilor, da? Și dacă am... Da, interesant este că dacă am încercat să reducem la esență ispita filozofiei și a religiilor orientale, este aceeași cu ispita care a înfruntat-o primii oameni în Eden. Veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Adică sursa identității tale nu mai este în afară. Nu mai trebuie să te închini în Dumnezeu, să-i respecti poruncile, să faci așa și pe dincolo. Tu însuți ești ție Dumnezeu. Pentru că divinitatea locuiește în tine. Ai natura divină tu, trebuie doar să te descoperi. Și atunci tu ești centrul universului în care, în jurul căruia se învârt toate celelalte. Tu decizi ce este bine și rău și calea pe care trebuie să o urmezi. Nu-ți pune nimeni în afară, nu trebuie să vii să te spovedești pentru păcate, Doamne ferește. Toate sunt, toată capacitatea de a afla adevărul și desfășirea o ai în tine. Poți să recurgi la un guru care te ajută, dar în esență puterea este acolo în unghiile. Este ispita edenică, reluată în diverse moduri și tipuri și în zilele noastre. Am cunoscut câteva persoane care au spus exact lucrul acesta și în practică, de exemplu, în asumarea unor asane, nu au reușit păstrându-și convingerile creștine. Și atunci au stat de vorbă cu guru, și le-a explicat treaba asta, că în tine este un blocaj de natură spirituală. Și aici s-a ajuns la niște lucruri cumplite, mișcarea lui Ivolaru
li s-au propus fetelor niște practici mai care nu le putem pomeni aici, dar a apărut ideea de, iarăși ideea de șapte pat, de a primi binecuvântarea spirituală pentru a dezlega piedicile acelea interioare. Și atunci când s-a recurs la treaba asta, respectivii și-au pierdut credința. Efectiv, nu am mai avut nicio dorință să meargă. Asta mi-au spus-o niște tineri, care am zis, nici dorință să mai merg la biserică, s-a terminat tot. Nu mai avea niciun sens biserica. De ce? Pentru că în momentul ăla s-a întâmplat ceva. În momentul când se transmite acea putere, este de obicei se face inițiere treaba asta, dar mulți amână inițierea pentru că nu o simt încă necesară, dar în momentul acela corespunde cu ceva, cu invadarea unui spirit rău în sufletul omului. Să vă feriți de așa ceva, să primiți binecuvântări din surse necunoscute, pentru că ele au urmări groaznice. Și în același timp, nici meditațiile nu puteau fi făcute corect de către cei care... Și v-am spus, yoga nu este o mișcare, o formă de gimnastică și de mișcare. Și în tratatul de bază, al practicii Hatha Yoga, de exemplu, că de la asta se pleacă, de la tratatul ei de bază, în toate mișcările Hatha Yoga, se spune că mișcarea, adică asanele, sunt numai în vederea atingerii de săvârșire de natură spirituală, numai pentru eliberarea sinelui. Ele nu și-au scop în sine. Scopul este totdeauna dincolo de perfecțiunea realizării asanelor. Și la fel și în respirație. Bineînțeles că nu poți să ții respirația 4 minute fără să mori. Ai nevoie de acel așa zis har, care se dă de către guru. Ei sunt selectați în baza deschiderii față de învățătură, față de absorbirea învățăturii de natură spirituală și sunt promovați pe etape sau pe clase separate, speciale, cei care dau dovadă de interes. Dacă le citiți afișele, capacitate sporită de concentrare, performanțe mai bune la locul de muncă, la școală, liniște, se duce depresia și ești un om nou, ești fresh. În schimb, am avut prieteni care au luat o raznă foarte tare. Și am avut un fost coleg de liceu care a ajuns șeful unei mișcări induse pe țară. Cum a plecat, s-a dus dincolo. Plecând de la nevinovata yoga fizică, făcută în liceu, cu fratesul mai mare, trebuie să știe tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, a ajuns șeful unei mișcări spirituale. Era numită... La Iași era sediul, nu mai știu cum o chema, dar una din multele mișcări yoga. Deci din moment ce creștinismul are la bază, ca să folosesc termenul hinduș, devoțiune, este mai mult decât o devoțiune, cultul adevăratului Dumnezeu și fără închinarea adevăratului Dumnezeu nici nu poate fi vorba de o formă de creștinism, iar în yoga lucrul acesta este exclus ca pe un atașament care este dăunător avansului spiritual. Atașamentul față de un zeu în hinduism este o etapă, dar de care trebuie să te debarasezi pentru a ajunge mai departe. Este o cârjă pe care o folosești o vreme de o arunci. Pe când în religia creștină, de oricare formă am vorbi, nu e vorba de fel, niciodată nu-L abandonezi pe Dumnezeu pentru că tu ai ajuns la cunoașterea unui absolut mai profund. Au existat de raieri și în religia creștină, anumiți mistici creștini, Iacob Gâme și încă unul, cum îl chema, mistica renană, Eckhart, Meister Eckhart, care a mers dincolo, Eckhart, maestru mistic german, a ajuns la concluzia că dincolo de Dumnezeul personal al religiei creștine ar fi acea entitate impersonală în care el își are originea. Da? Celor că razna și fost excomunicat pentru asta. Da. Călugări a fost. Eckhart, Böhme nici măcar nu era catolic, era protestant. Dar tot într-acolo. Dar o să auziți și în alți mistici creștini, de exemplu, cum îl chema pe ăsta care a mers în Japonia? Thomas Merton. Thomas Merton. Și el a mers în Japonia. Eu însumi am cunoscut acum două luni un fost profesor de la Vatican trimis în Japonia misionar
Și acolo am învățat legea Zen. Și acum se dezice de tot ce este creștin și propovăduiește legea Zen. Poate ți-au zis și de filmul The Silence. Și, din păcate există ieșiri în decor destule și triste. Ar trebui să studieze care este adevăratul scop al practicii yoga. Deci, dincolo de desăvârșire, mișcare și eliberarea de durerile de coloană, ce este mai departe? Care este ultimul țel la care se tinde? Ce este eliberarea? Cum definește eliberarea sau țelul suprem al practicii tale? Și dacă nu știe, să întrebe pe guru. Poate că nici nu și-a pus problema spre ce se îndreaptă. Poate pentru indienii care n-au auzit niciodată de Iisus și care sincer caută adevărul, da. Dar pentru ai noștri care pleacă dintr-o cultură creștină, care toți au rădăcini creștine și recur la aceste practici niciodată. În Islam e altfel. E altfel pentru că în Islam Iisus este unul dintre mari profeți, este Isa. Și atunci e o bază de care se lege și să meargă mai departe. Da. Sunt multe cazuri din astea, da.